Așa arăta astăzi parcul central din Râmnicu Sărat. Sute de copii, tineri și adulți înarmați cu pensule și vopsele au dat celui mai mare parc din oraș o nouă înfățișare. Evenimentul face parte dintr-o acțiune de voluntariat organizată de asociațiile de tineret din Râmnicu Sărat în parteneriat cu o companie de lacuri și vopsele. În primul rând a venit aici, alături de toate acești râmnicieni, pentru a îmbunătăți Râmnicul, pentru a arăta că suntem în stare să facem ceva. Nu pentru noi, în primul rând, pentru că până la urmă voluntariatul nu înseamnă, pentru că sunt și voluntar, să primim ceva în schimb. În primul rând facem asta pentru colectiv, pentru Râmnic, pentru a arăta că suntem implicați. Vrem să arătăm tuturor de ce este în stare și să ne mândrim cu orașul nostru. Și este foarte important ca tinerii să înțeleagă că atunci când ajungi pe cineva dezinteresat, mai ales în zilele noastre când conceptul ăsta este, da, ei trebuie să înțeleagă că numai prin acțiuni conjugate și prin atitudini pozitive putem schimba ceva. Ce înseamnă pentru dumneavoastră? O zi frumoasă, plină de lumină și culoare. O dăruim din inima noastră pentru orașul nostru frumos, să fie și mai frumos. Autoritățile s-au arătat încântate de amploarea evenimentului, dar mai ales de exemplul arătat de tineri. Astăzi este o acțiune prin care încercăm să ne înfrumusețăm orașul. Este prima acțiune dintr-o campanie Colorăm România, inițiată de Policolor. Le mulțumim că ne-au ales dintr-un număr impresionant de orașe care și-au dorit să le fie parteneri, au ales Râmnicu, datorită voluntarilor, datorită acestui spirit care se propagă din ce în ce mai mult la Râmnicu Sărat. Și sperăm că acest exemplu al tinerilor de toate vârstele, pentru că avem de la grădiniță până la studenți sau tineri ajunși la ultimii ani, să spunem, a ciclului. Deci aceștia sunt exemplu pentru comunitate. Tinerii din Râmnicu Sărat consideră că prin puterea exemplului în orice comunitate se pot realiza lucruri spectaculoase. E un motiv extraordinar de bucurie, în primul rând pentru că văd atât de mulți tineri care au ieșit din casă pentru a participa alături de noi și alături de Policolor România la activitatea de vopsire a gardului parcului municipal. E o ocazie de a demonstra că ne pasă de comunitatea noastră, iar vopsirea gardului nu reprezintă decât un motiv de a ne demonstra spiritul civic, dragostea față de comunitate și putința noastră de a fi parte din schimbarea prin care orașul trece. Campania de astăzi își propune susținerea proiectelor inițiate în interesul comunităților, atât în zona urbană cât și în cea rurală. În momentul în care am ales Râmnicu Sărat, mi s-a spus că este un oraș viu și are un număr foarte mare de voluntari. Evident că am crezut în această declarație, dar suntem în Râmnicu. Dar recunosc că sunt absolut încântată. N-am văzut în viața mea atâția oameni la un loc și cu o vârstă atât de fragedă, dar sunt alături de bunici. E clar că în orașele mici este foarte multă viață și faptul că puțin dintre noi dau atenție comunităților mici e un păcat. Ar trebui să facem mai multe în sensul ăsta. Pe lista obiectivelor din Râmnicu Sărat, care își vor schimba radical înfățișarea în perioada următoare, se numără Parcul Municipal, Colegiul Național Alexandru Vlahuță, Școala numărul 1, Școala Vasile Cristoforeanu, Cercul Militar și Stadionul Municipal. În total, 4 tone de vopsea vor aduce o nouă culoare orașului.